Așteptarea a luat sfârșit. Echipa de fotbal a municipiului Sighetu Marmației revine în fața propriilor suporteri, de data aceasta în Liga a treia. Adversara sighetenilor în meciul din cadrul etapei a doua este nimeni alta decât echipa secundă a campioanei României, CFR Cluj. Reprezentanții CSM Sighet spun că îi așteaptă pe suporteri în număr cât mai mare să fie alături de echipă și să-i susțină pe fotbaliștii sigheteni. Meciul dintre CSM Sighet și CFR Cluj 2 va avea loc sâmbătă 3 septembrie de la ora 17 și va fi disputat pe stadionul municipal Solovan. Prețul unui bilet este de 5 lei, iar pentru pensionari și copii sub 10 ani, intrarea este gratuită.